Bună ziua, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi. Sunt Adrian Simon, stăm în studioul Capital TV. Invitatul nostru de astăzi este domnul Claudiu Munteanu, președinte al Partidului Național Liberal Brănișca. Domnul Claudiu Munteanu este un tânăr în vârstă de 36 de ani împliniți. mulți înainte și bună ziua, bun venit în Bună studioul ziua, nostru. bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Să sperăm că va fi o emisiune așa cum ne așteptăm noi toți, o emisiune pe bune, o emisiune Păi nu e cu emisiune, vi se adevărul pare pe că nu e față. emisiune pe bune? Păi tocmai din asta, că auzind sloganul dumneavoastră, Capital TV, Televiziune pe bune. televiziune pe bune, de asta am Așa. și acceptat să ajung la dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și să trecem la treabă, să discutăm. Serios. Credeți că veți face față? Depinde la ce vă referiți. La emisiune, Cu bineînțeles. siguranță. Bun, hai să vedem. Sunt Prima un om întrebare, hotărât. pentru dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți președinte PNL în Brănișca. Comuna Brănișca este o comună din județul Hunedoara. E o comună care are cam câți locuitori? În jur de 1800 de locuitori. 1800 de locuitori. Așa era după ultimul recensământ, dar din păcate au mai migrat, să spunem așa. Au plecat peste mări și țări ca și orice alți românași nemulțumit de locul în care trăiesc, în locul în care locuiesc și suntem undeva la 1500-1600 în momentul de față. Pe bune. 1500-1600, apropo de pe bune, dar orgolii mari acolo în Brănișca, din câte știu eu, că tocmai de asta v-am și invitat. Mărturisesc că uneori m-am și amuzat. Nu doar dumneavoastră. Mă rog, eu vorbesc în dreptul meu, ca să spun așa. Eu m-am amuzat. Mai mult, mai nou, Facebook-ul ăsta a devenit un inclusiv mod de propagandă, nici nu știu exact cum să o numesc. Dar la dumneavoastră a fost o situație de a râsul plânsul și de a râsul curcilor, dar nu în ceea ce vă privește pe dumneavoastră personal. Și atunci am zis, hai domnule să-l chem pe omul ăsta ca să-l lămurim odată problemă, plus că mărturisesc încă o dată că pe mine mă amuză, adică s-ar putea ca în timpul emisiunii să mă apuce și râsul. Nu de dumneavoastră, ci probabil de ce o să-mi spuneți. Dar asta este cu totul altă poveste, sper să nu... Sper să păstrăm totuși tonul emisiunii unul cât se poate de serios, pentru că vreau să tratăm lucrurile cu seriozitate. Dumneavoastră sunteți membru și președinte PNL Brănișca, așa cum spuneam? Da, într-adevăr. Dar ați luat domnul locul altuia. Adică, hai să vedem despre ce este vorba. La Brănișca, în perioada 2000, nu știu cât, până în 2016, 2016. a fost un primar PNL, PNL, domnul Lazar, da? Domnul Că Lazar, despre da. el vorbim, Domnul Lazar. birtașul satului, ca să spunem așa. Printre altele, că am văzut că e o modă asta la țară. De regulă, cine are un birt, un magazin, ajunge să candideze și la Să primărie. candideze și la primărie. Dar este un fel de etalon, un pas de pornire. Păi na, are Probabil. Contact cu multă lume, cunoaște Dar eu chiar m-am probabil... gândit să-mi fac și un birt. Păi și de ce nu vă faceți? Am zis că o să-l fac după. Ah, păi nu, că pe urmă o bate la ochi, domnul Glumesc, Claudiu. glumesc, domnule. Ideea este următoarea. La momentul respectiv, adică asta despre care vorbesc eu, adică acum vreo câteva luni de zile, cred că. Acum câteva luni de zile, Domnul Teodor, care a fost primar, care a fost schimbat în 2016 cu un primar PSD. Un primar PSD, da. Cum se numește primarul de la noastră actual? Nici nu știu cum îl cheamă exact. Domnul Ștef. Domnul Ștef Adel, da. Da. Mi-am adus aminte. Ar fi trebuit să-mi aduc aminte pentru că am făcut și un fotoliu cu Ghim, cu domnia sa. Dar eu am o memorie proastă a numelor, trebuie să fac mai multe emisiuni sau mai multe, sau să fie foarte importantă persoana e bine respectivă totuși, ca să bine țin totuși minte. Că rețineți că ați făcut acest lucru și cu siguranță probabil rețineți și ce ați discutat. Asta da, asta chiar rețin. Am o memorie proastă la nume, dar ce am discutat chiar rețin. Adică te văd, știu că am vorbit cu tine, dar nu mai știu cum te cheamă. Bun, și atunci. De ce ați luat domnule Claudiu locul domnului Lazar? Pe scurt, nu cred că ar trebui să dezvoltăm foarte mult această păi discuție. Nu vreau să pe dezvoltăm, scurt, vreau să-mi răspundeți. Pe scurt, vă răspund, Partidul Național Liberal, filiala județeană Hunedoara, a luat hotărârea să meargă mai departe pentru aceste alegeri cu mine, cu Claudiu Munteanu,
Am fost numit președinte al organizației PNL Brănișca și implicit, și implicit candidat la funcția de primar a comunei Brănișca. Numit sau ales? Numit, am fost numit la momentul respectiv. Probabil că organizația era în degringoladă. Era în degringoladă, era o foarte mare problemă acolo încă de prin 2012-2014, când se băteau două tabere, care de altfel astăzi, acele două tabere, am ajuns să fie două tabere ostile pentru mine. Acei vechi peneliști din comuna Brănișca și iluștri și oameni de vază ai Partidului Național Liberal la acea vreme, au ajuns să întoarcă spatele schimbării, au ajuns să întoarcă spatele unui suflu nou, au ajuns să fie reticenți la o schimbare și nu au dorit să pună umărul, să sprijine un tânăr, un om cu viziune, cum mă consider eu, un om cu dorință de a face ceva, pentru simplu fapt, să spun așa, locurile pe o simplă listă. Aici a fost mărul discordiei. Distanța de la 2 la 3, de la 3 la 4, de la 1 la 3, păi, și tot așa. Nu, asta nu e mărul discordiei, asta e ciolaniadă, de fapt. Nu am vrut să fiu bine, atât de... Nu cred că e o chestie deosebită să fii consilier local la Brănișca. Nu, dar dacă pentru 12 ani, pentru 16 ani ai fost consilier și ai văzut că schimbându-se conducerea, totuși nu ai reușit sau nu ți-a fost pe mână sau... Nu știu cum să spun, nu vreau să fiu nici prea dur. Eu cred că în orice în această viață există momentul în care trebuie să se schimbe garda, făcută rocada, lăsată generația tânără să vină din spate, pentru că sunt alte idei, este altă forță de muncă și sintagma aia din CV-ul, predispoziția la program prelungit. Adică îți dorești să faci ceva, îți dorești să faci ceva cu adevărat. Nu, am fost acuzat de vechea conducere a PNL-ului la nivel local că am furat scaunul. Eu nu vreau un scaun, eu vreau să fac ceva. Nu am nevoie de aceste distinții sau nu pot să spun că mă încălzesc atât de tare. Eu îmi doresc să fac ceva, să construiesc cu oameni, împreună cu oameni și alături de ei. Văd că aveți vorbele la noastră. Sper să fie vorbele, să poată să susțină și faptele. Acum vreau să spun următorul lucru, că poate unii nu înțeleg. Am înțeles sau știu că sunteți candidatul propus din partea Partidului Național Liberal, exact, pentru fotoliul de primar la Brănișca. Exact. Da? Sunt candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar a comunei Brănișca. Așa. Deci vreți să fiți primarul comunei, cu alte cuvinte. Chiar îmi doresc acest lucru. Da, de ce? Pentru că... Să nu facem campanie. De ce vreți să fiți primar? Adică nu, vă rog să nu spuneți din proiectele noastre. Că... Când aveam vreo 4-5 anișori de zile, îmi plăcea povestea cursul păcălit de vulpe. Așa. Ajungând la 36 de ani, nu mă consider urs și nici nu consider pe alții vulpi, dar m-am săturat de păcăleal. Din 2000 sau da, după 2000... Cine vă păcălește? Toată lumea care s-a perindat pe acolo... A avut doar vorbe, iar realizări, zero. Ni s-au promis atât de multe lucruri. Atât ce de multe. Ce s-a promis? Apă, canal, gaz, infrastructură, locuri de muncă, modernizarea sistemului de sănătate la nivel local. Păi și ce, n-aveți? Avem, într-adevăr, avem un dispensar comunal cu un doctor extraordinar, o femeie extraordinară pe care... Și pe această cale vreau să spun că o stimez și o respect, pentru că este omul care a avut grijă și de mine și de copiii deci mei. Deci aveți sistem de sănătate. Avem sistem de sănătate, da. Este același sistem de sănătate ca atunci când m-am născut eu, probabil, doar cu schimbările la nivel național, cu carduri de sănătate, cu imprimante și cu alte cele, dar implementările de care se vorbea nu s-au întâmplat. Ce implementări, domnul Claude? Vă spun, modernizarea sistemului de sănătate, adică la nivel local. Dispensar modernizat. Dispensar modernizat. Se propunea... Dotare cu aparatură și diverse... Dotare cu aparatură se propunea la un moment dat alegerea unei zi specifice și de comun acord cu cetățenii diferitelor localități din comună pentru vizita medicului în comunele respective, o tensiune, o glicemie, să ajutăm locuitorii, persoanele care au dificultăți în deplasare, persoanele vârstnice. Vreau să spun că dispensarul comunei Brănișca se află la etajul întâi al unei clădiri. Sunt de urcat niște trepte, domnul Adi. Păi și la partea ce? Poșta Română. Asta era una dintre
păcălele mici, să spunem așa, în 2016. Vom adică muta dispensarul. Acolo un etaj. Da, vom schimba destinația, vom muta dispensarul de la etajul 1 pe undeva prin primărie, primăria o vom muta prin dispensar, adică niște chestii spuse doar ca să fie spuse, after school, terenuri sintetice, spații de joacă, avem spații de joacă foarte frumos în Comuna Brănișca, unde eu personal, copilul meu, îl las așa cu jumătate de gură, doar pentru simplu fapt că merge împreună cu alți copii. Este cel pe care probabil și dumneavoastră și eu ne-am jucat la vremea respectivă cu hințile alea de fier, vorbesc la nivel, general. Deci aveți loc de joacă, nu? Avem un loc de joacă. Leagănele de fier. Leagănele de fier. În primul an de mandat s-a pus un gard de lemn și în anul 4 s-a vopsit. E totuși un pas înainte. L-a vopsit în anul 4. Care e problema? Păi e bine, anul 4 dăm licența și asta e. Am terminat facultatea, putem să plecăm acasă. Îl trimiteți pe actualul primar acasă? Păi urmează doctoratul, urmează masteratul, poate să urmeze multe alte lucruri. Masteratul, doctoratul, îmi cer scuze. Da, bun. Așa, deci sistem de sănătate. Apă, canal, ce n-aveți? Apă, canal. Din 2014 ni se spune aceeași poveste cu master planul APA Prod, Aqua Prest, Consiliul Județean. Eu nu cred în el. Nici eu personal nu cred în asta și o altă păcăleală majoră, o gogomărie. Păi și n-aveți apă și canal acolo? Nu avem apă, nu deloc? Avem avem la fântână, Doamne ferește. Deci dumneavoastră beți apă din fântână? Bem apă din fântână. Bine, nu trebuie să mă mir ca prostul acum, dar apa rece din fântână este cea mai bună. Este cea mai bună, da. Corect. Nu avem apă, nu avem. Pe acolo pe la fântânile alea, adică n-aveți infiltrații de pe undeva? De... Periodic. Eu personal, acasă. Așa, pentru că este apa din care beau eu, familia mea, copiii mei și este totul în regulă. Este o apă calcaroasă, cu probabil puțin peste normă la nivel de calcar, dar în rest este o apă ok. Apă și o apă băubilă. Sunt mașină de spălat și asta... Șirinichii. Șirinichii, da. Șirinichii. Nu vreau să mă gândesc. Și cum, doamne, în toată comuna, câte sate aveți? 9 sate. 9 sate. 9 sate, 5 sunt satele apropiate localității Brănișca și 4 sunt satele de sus, cum le spunem noi. De altfel, o să vă invit odată acolo să facem un reportaj cu un peisaj pitoresc, dacă o să ajungeți în localitatea Căbești, în localitatea Furcșoara, Gealacuta sau Bărăștii Iliei, o să vedeți un peisaj pe care eu cu mândrie spun că rar îl întâlnim în zona noastră. Cascadă naturală, exploatare de marmură roșie care a murit de pe vremea celuilalt în fața celuilalt, să spun așa. Și multe alte lucruri. Noi ne legăm de faptul că, sau ne mândrim cu faptul că trece autostrada pe la noi și că suntem... Da, ne taie în jumătate, să folosim expresia asta. Suntem foarte mândri de acest lucru. Eu, sincer, nu înțeleg de ce amintim de proiectele naționale atâta timp cât noi nu am demarat absolut nimic concomitent cu proiectele naționale. Facem o mică paranteză, domnul Adrian. Se puteau face niște demersuri ca să punem și noi 2-3 conducte pe sub autostradă, pentru că acum, dacă vom vrea să ne legăm la rețeaua de apă pe partea cu Mintia sau la gazele naturale, vom trebui să facem acele subtraversări vestite ale autostrăzilor, care costă multe miliarde. E cu studii. Bine, la noi la Brănișca se fac multe studii de fezabilitate și vă dau un exemplu. E foarte bine că se fac, nu? Bine, dar n-au nicio rentabilitate. Cum adică? Adică se fac, să fie. Și orice studiu de fezabilitate, după spusele celor care sunt acum oblăduitorii noștri, orice studiu de fezabilitate în Comuna Brănișca costă 130.000 de lei. Adică 1.300.000. Exact. Dacă ăsta e maximul. Ăsta e maximul admis legal. Deci dacă dumneavoastră faceți un studiu de fezabilitate eu pentru... Eu nu fac, dar încep să doresc să fac. Vă dau un exemplu. Da, poate o să aveți o șansă. Mă duc la Brănișca să fac studii poate de să vreun. Aveți o șansă, da. Adică orice costă 130.000 de lei. Și aruncăm pisica din stânga în dreapta. Stai, domnule, că stați așa. Stau. Stați puțin. Stau. Câte studii de fezabilitate dumneavoastră? Știți cumva? S-au făcut la primăria Brănișca? Eu știu că s-au făcut, nu pot să vă spun exact numeric câte sunt, dar promit că la următoarea emisiune cu dumneavoastră, deci este fiind în campanie cu siguranță, vom putea să le defalcăm și să le luăm pas cu pas toate. Păi, bun, dar
din toate studiile astea despre care dumneavoastră știți, nu s-a finalizat niciunul? Vă dau un singur exemplu, domnul Adrian, canalizarea. Canalizarea în comuna Brănișca. Nouă ni se spune sau se folosește din nou această păcăleală. Mie mi se pare că suntem păcăliți din nou la nivel de canalizare. Este tot în regulă, proiectul este depus, dar nu ni se spune partea cea mai importantă, finanțarea. Nu există finanțare pentru așa ceva. Proiectul este depus de ceva vreme. Din câte știu eu, proiectul are ceva dificultăți. Proiectul are niște lacune, are niște chestii care lipsesc. Mi se spune că totul foarte frumos, ambalat într-o mantie roșie, că totul este ok, totul este drăguț, urmează să vină acum, referitor la gaz. Cea mai bună sintagmă pe care am auzit-o la nivel local este că urmează să ne înțepăm. Eu cred că ne-am înțepăm, să ne înțepăm în conducta de gaz. Așa ce... Da, urmează, ne înțepăm, acum ne înțepăm. Eu consider... înțeapă? Nu vreau să dau nume deocamdată, dar eu consider că în 2016 ne-am înțepat odată. Anii anteriori lui 2016 ne-am mai înțepat și de alte dăți. N-aș mai vrea să ne înțepăm și acum. Aha, și asta vă face pe dumneavoastră să vă doriți să candidați la primărie. Da, îmi doresc acest lucru pentru că vreau ca la noi în comună să fim niște condiții normale. Nu vreau să fim momentan, deși putem să tindem spre una din comunele de vază a județului Hunedoara. Dau aici exemplu comuna Șoimuș, pentru că momentan și actualmente lucrez în comuna Șoimuș și văd ce se face, ce se realizează, iar după spusele oblăduitorilor noștri, comuna Brănișca are un buget de 5 milioane de lei. Cum să vezi 5 milioane de lei? Astea au fost declarațiile. 1500 de locuitori. Astea au fost declarațiile. 5 milioane de lei înseamnă 50 de miliarde de lei. 50 de miliarde de lei vechi. Probabil cu toate... Păi mie îmi spunea domnul primar în emisiunea că are un buget de cât? De 2 milioane maxim. Domnul Adrian, o să vă trimit o filmare ca să urmăriți și dumneavoastră cu declarații ale celui îndreptățit să le facă, unde se spune că bugetul comunei Brănișca este în jur de 5 milioane de lei. Facem o mică paranteză. 5 milioane sunt bani pentru 1800 de locuitori. Păi și totuși nu sunt bani. Vă dau un exemplu banal. Păi nu sunt, dacă faceți studii de fezabilitate de 1.300.000 și ea se aruncă banii la mama zborii, normal că nu sunt. Păi dar, mă rog, așa, spuneți ce ați vrut să ziceți. Că... Vă dau un singur exemplu. La nivel de iluminat public. Chiar acum câteva zile discutam cu unul dintre cetățenii comunei, pentru că este o perioadă când stăm foarte mult de vorbă cu cetățenii. Am început un dialog pe care nu-mi doresc să-l termin decât atunci când îmi voi încheia ultimul mandat și poate nici atunci. Eu vreau să fiu tot timpul în dialog cu cetățenii comunei, vreau să fiu un om pentru oameni și în cel mai important context, și vreau să le transmit și pe această cale încă o dată, comuna Brănișca are viitor. Închizând paranteza, revin la lămpile de iluminat public, când un cetățean s-a adresat cuiva din primărie și a spus că are o problemă cu acel bec. Da, 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 rezolvăm, totul este în regulă. Ca pe urmă să primească un răspuns banal. Nu avem becuri. Cum, era să spun o prostie pe televizor, cum să nu fie becul? Cum bun, omul a zis și în felul următor, mă duc să cumpăr eu becul ăsta. Scuze. O să cumpăr eu acest bec. Și a rămas ca antrenă, adică... Adică își cumpără omul becul din stâlp? Da, să-și cumpere omul becul din stâlp ca cineva să-i monteze. Păi 30 de lei un bec ieftin, din ăsta e economic. Păi nu, dar la noi sunt iluminatul public stradal al comunei Brănișca, pe alocuri, nu peste tot, este pe LED, este un iluminat de anul 2020. Dar vreau să spun că sunt capete de străzi sau localități cu străzi, jumătate de străzi, unde nu există deloc, nici măcar acele lămpi vechi pe care noi le știm de pe vremea copilăriei. Pe cum? Că aveți buget de 50 de miliarde. Mă întrebați pe mine deocamdată lucrurile astea. Ăsta este unul dintre motivele care m-a făcut să intru în această cursă, în această bătălie, pentru că sunt convins că va fi o bătălie. Deja încep deja săgețile, încep... ce n-am înțeles, domnul Adrian, și nu voi înțelege niciodată? Eu sunt omul care îmi doresc să mă contrazic și să mă bat între ghilimele pe ceva benefic. Haideți să ne batem pe un proiect, haideți să ne batem pe ceva bun pentru comunitatea noastră. Nu să-mi spui tu mie că eu mi-am făcut poze cu Obama și Obama... Da, chiar așa, am văzut și eu poze cu noastră și cu Ponta. Deci, unul dintre... Domnul Lazar, fostul primar, spunea la un moment dat că
Sunteți traseist politic, ați fost în pro-România și acum pozați în PNL. Prima. Bine, eu îl înțeleg pe om că era necăjit, da? Probabil este și acum. Prima, singura și unica adeziune pe care am avut-o în viața mea este cea la Partidul Național Liberal. Serios? 100% se poate verifica, se poate pune deci la dispoziție. Poza aia cu Ponta, ce era cu ea? Domnul Adrian, mâine dacă vine Macron la Deva și îmi fac o poză cu el, pot să fiu numit traseist politic? E un punct de vedere interesant. E un punct de vedere interesant. Sustenabil, nu? Adică aveți dreptate, nu pot să vă contrazic. Ca persoană fizică, nu ca persoană politică. Nu eram o persoană politică în momentul respectiv. Ca persoană fizică, pot să-mi fac o poză cu cine doresc eu. Dacă o să-mi fac o poză cu dumneavoastră astăzi, probabil să zică lumea că simpatizez acest post de televiziune sau că am venit la un prieten sau că... Da, să știți că am cochetat cu media, am lucrat în radio, am avut evenimente, am fost prezentator de evenimente. Tot timpul mi-a plăcut să fiu între oameni, deci cu oameni și printre oameni. Vorbele la dumneavoastră. Probabil așa m-am născut. Mi-a dat Dumnezeu acest talent, acest har, să spun da, așa. Dar ia mie, că tot gurile rele zic că dumneavoastră sunt prieten cu primarul de la Șoimuș, foarte bun prieten cu primarul de la Șoimuș, cu Mihai Irimie, pe care îl cunosc, și că, de fapt, Irimie, prin dumneavoastră, vrea să pună mâna pe Comuna Brănișca. Așa se aude. Haideți să vă răspund eșalonat la această întrebare. Vis-a-vis de prietenie, eu mă cunosc cu primarul Comunei Șoimuș, cu Mihai Irimie, dinainte ca acesta să fie primar. Avem o relație de prietenie distinctă față de ceea ce realizăm sau ceea ce muncim împreună pentru acea comună. Este omul care mă sprijină în ceea ce îmi doresc să fac, de altfel. Este și reprezentantul meu de zonă. Este și reprezentantul de zonă. Și în același partid, ce e anormal până aici? Așa? Nu știu, nu este nimic anormal. Și să fiu sincer cu dumneavoastră și cu telespectatorii noștri, îmi doresc ca în viitor și Comuna Brănișca să aibă același traseu ca și Comuna Șoimuș. Să avem și noi apă, să avem canal, să avem gaz, să avem infrastructură, să avem drumuri păi cu asfalt, să avem... Păi că dacă domnul primar de la Brănișca a zis că aveți 50 de miliarde, eu știu că bugetul de la Șoimuș, asta o știu din emisiunea cu Mihai, cu domnul primar de acolo, e undeva la cât? Undeva la 65. 65. 65. Și nu poți compara, acum chiar nu poți compara Șoimușul cu Brănișca de nicio culoare, ca investiții. Poți să-l compar, trece Mureșul prin amândouă. Nu, hai domnule, deci... Ce a făcut Irimie la Șoimuș trebuie să recunoaștem, adică nu putem Nu, dar astea sunt niște săgeți veninoase, niște vorbe aruncate, altfel și primarul de la Șoimuș are oamenii care îi atacă. De aceeași poveste, acum vorbim despre alt partid, ca și când zice că Bobăuțanu n-a făcut nimic la Hunedoara, nu poți să spui lucrul ăsta. N-ai nu cum. Ai cum să spui lucrul ăsta. Exact. Și așa poți să spui că Irimie n-a făcut nimic la Șoimuș. Păi este vizibil. Ăsta, da. Este vizibil că a făcut ceva și eu mă bucur că acest om este lângă mine. Da, lăsați-l pe Irimie pace. Susțin. Deci vrea Irimie prin dumneavoastră să pună mâna pe Brănișca? Nu, Irimie își dorește ca eu să reușesc și Comuna Brănișca să aibă un om în care el personal și conducerea PNL Hunedoara are încredere. Un om care cu siguranță, acum vorbesc despre mine ca și când n-aș fi eu, un om care cu siguranță va face ceva. Eu nu sunt un om care promite. Eu sunt un om care foarte greu scot cuvântul promit, îl gândesc de vreo 5 ori și prefer să spun o să încerc, vom vedea, dar când promit ceva, sunt 100% sigur că voi realiza. În Comuna Brănișca, în momentul de față, dacă mergem împreună și, ce să vă spun eu, plantăm 6 pomișori și punem 2 băncuțe, am făcut o realizare enormă. Serios? Foarte serios. Până acum aveam foarte multe teme de discuție în contradictoriu. Stadionul de la Brănișca este locul unde eu am crescut ca și care copil. Care din spatele școlii? Ăla din spatele școlii. Unde ce eu am stadion, domnule? Că am fost acolo, e un câmp ăla cu nu, domnul Adrian, stați puțin, ne-am cumpărat... Și cu o poartă răsturnată, îmi pare rău că n-am imagine. Ne-am cumpărat tractoraș acum, în anul 4, când facem și practică. Ce faceți cu tractoraș? Păi, dumneavoastră v-ați cumpărat sau primăria? Nu eu, primăria și-a cumpărat tractoraș și conducătorul suprem al primăriei este și... de serventul numărul 1 pe acest tractoraș. Adică, mie mi se par niște lucruri... Nu, vă spun chiar adevărul. Primarul ăsta să fie primară pe tractor? Da. Primar... E pilot, din câte știu eu, ce caută pe tractor? Zboară la sol.
Simpatică, da. Așa. Mie mi se par niște chestii cu aromă electorală, adică dacă tu patru ani de zile nu ai avut nicio treabă cu sportul în comuna ta, nu ai dat doi bani pe iarba care a crescut acolo, până acum 3 luni se făceau baloți. Se tundea cu motocoasa și venea cineva și îl balota. Așa. Ei, acum dintr-o dată ne-am trezit că ne cumpărăm tractoraj, ne cumpărăm porți, le vopsim frumos, ei, acum putem să mergem la un fotbal elegant. Nu puteți, domnule, că e varză terenul acolo. Ce mă invit și pe dumneavoastră. Ce să mă invitați? Că eu știu ce am văzut. Ce? L-a tasat? L-a făcut? L-a tuns puțin, cu freză. Dar e bine. Normal că dacă oamenii n-au... Știți, vorba tatălui meu. Tatăl meu avea mai multe vorbe din astea celebre. Prima dintre ele este, e greu să și zici, să și faci. Dar de multe ori când mă punea să fac ceva, îl întrebam, cum este, știi? Să uite așa la mine și zicea, bă, nu mai e cum a fost. Da. Și cam așa e și cu apropo de vorbă, știți teren. Care e vorba în televiziune? Nu știu. Luăm câteva momente de publicitate, după care revenim. Rămâneți cu noi.